Toate magazinele din municipiul Giurgiu au fost luate la control de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor. Acțiunea de verificare s-a desfășurat la nivel național, în urma unei notificări a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ca urmare a sesizării unui bărbat din județul Timiș privind un sortiment de salam care avea semne evidente de alterare. Comisarii au descoperit produse improprii și nesigure pentru consum și în unitățile comerciale giurgiuvene. Comisarii instituției noastre au efectuat săptămâna trecută controale la unitățile din municipiul Giurgiu și s-a constatat la două dintre acestea comercializarea produselor notificate, respectiv capete de salam și de șuncă, care prezentau caracteristici organoleptice neconforme, respectiv modificare de culoare la suprafață și în profunzime și gust și miros de alterat. Produsele cu probleme în cantitate de 17 kg au fost retrase de la comercializare, iar unitățile comerciale în cauză au fost amendate cu câte 5.000 de lei fiecare. Controlul tematic a avut ca obiect verificarea calității și conformității unor produse alimentare, salam feliat, capete de salam, precum și felii de șuncă ambalate, produse care aveau data durabilității minimale depășită și modificată de către ambalator.